Teoria lui Sapolsky privind biologia comportamentului uman susține că la baza fiecărui comportament se află un proces biologic care este produsul selecției naturale. Dacă Sapolsky are dreptate, atunci pentru a înțelege cu adevărat comportamentul uman, ar trebui să știm exact ce se întâmplă în cele 100 de trilioane de conexiuni ale creierului cu o nanosecundă înainte de manifestarea comportamentului. Să ne gândim și la ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 5 milioane de ani, când oamenii și cimpanzei au avut ultimul strămoș comun, iar apoi la toate lucrurile care s-au întâmplat de atunci. De exemplu, când vedem pe cineva care a făcut ceva minunat și altruist, sau ceva brutal și sălbatic, ne putem întreba de ce a făcut asta fix acum. Și când punem problema astfel, ajungem de fapt să ne întrebăm ce au făcut neuronii din diferite părți ale creierului acum o fracțiune de secundă. În același timp, ne întrebăm ce stimul din mediu din secundele sau minutele anterioare au declanșat acei neuroni. Ne întrebăm ce au avut de a face nivelurile hormonale din acea dimineață cu faptul că acești neuroni au devenit mai mult sau mai puțin sensibili la acei factori declanșatori. Și apoi ne lovim adesea de neuroplasticitate, de modul în care experiența sa a schimbat acești neuroni în lunile anterioare. Apoi ne întoarcem la adolescență și copilărie și până la viața sa fetală, care are foarte mult de a face cu tipul de creier pe care îl vom avea ca adulți. Și chiar mai în trecut, intervin genele și cultura, deoarece modul în care am fost crescuți la câteva minute de la naștere reflectă cultura pe care au creat-o strămoșii cu secole în urmă. Și la cel mai jos nivel, motivul pentru care am evoluat în acest tip de specie și nu în altul. Dacă aveți încredere în teoria lui Sapolsky privind biologia comportamentală, este posibil ca în acest moment să vă dați seama că lucrurile sunt mult mai complicate. Deși un simplu, ea a făcut A, deci el a făcut B, poate satisface nevoia de a aduce ordine în această lume haotică, probabil că nu va fi explicația completă. Sapolsky s-a născut în New York și și-a petrecut tinerețea citind și imaginându-și viața alături de gorile cu spatele argintiu. Până la vârsta de 12 ani, a scris scrisori de admirație primatologilor, iar în timpul liceului a învățat singur limba swahili. Ulterior a petrecut 25 de ani observând același grup de babuini în Africa în fiecare vară, iar apoi a continuat să studieze și să predea biologia comportamentului uman la Universitatea Stanford. Celor care încearcă să înțeleagă pe ceilalți, Sapolsky le-a lăsat următorul sfat: suntem complicați. Așa că ar fi bine să fiți foarte siguri și foarte atenți și foarte precauți înainte de a decide că înțelegeți de ce a făcut cineva ceva. Mai ales dacă este vorba de un comportament pe care îl judecați aspru. Este ca și cum ai încerca să judeci cum a ajuns un film la concluzia sa, urmărind doar 30 de secunde din el. Ce părere aveți? Teoria sa este solidă și de fapt nu putem explica niciodată cu adevărat un comportament, fără a lua în considerare imaginea de ansamblu? Sau există un fel de suflet care ia decizii, indiferent de ceea ce ni se întâmplă biologic? Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te! Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.